Să vă spun în primul rând că sunt și eu fost român din diaspora. În 1999 aveam 18 ani. Am primit o bursă de studii din partea statului canadian la Universitatea din Toronto. Am locuit ulterior în diverse perioade, în Franța, la Grenoble, în Belgia, în Bruxelles, anual, în perioadă de câteva săptămâni, luni, în San Francisco, în Statele Unite. A plecat din țară nu niciodată o decizie ușoară. Înseamnă să te desprinzi de tot ce îți e familiar, să lași limba ta, familia, prietenii în urmă. Mai înseamnă ceva, înseamnă că fiecare dintre dumneavoastră ați devenit acolo unde sunteți un ambasador al României. Prin ambiție, prin determinare, prin munca pe care ați făcut-o, ați construit un pod între culturi, ați adus spiritul românesc, inovație, progres și ați demonstrat că merită să fim respectați în Europa și peste tot în lume. Și despre acest spirit vreau să vă vorbesc astăzi. Acest spirit a fost mult prea puțin pus în valoare în România. Avem un președinte și un guvern care ar trebui să vorbească despre diaspora în fiecare zi, nu doar în prag de alegeri, și să facă din diaspora un plan de țară pentru România. Ar trebui să întâlnească fiecare lună cu oameni de afaceri români care au reușit în afară pentru a-i convinge, nu știu dacă se întoarcă în țară, că oamenii și-au stabilit destinele, viețile, și asta e o decizie personală până la urmă, dar măcar să investească în România. Acesta este cel mai mare eșec, de fapt, al actualului președinte, un președinte ales cu votul nostru, al tuturor, cu cozi la vot în diaspora, dar și în țară. Este un președinte care ne-a făcut să credem după 9 ani de mandat că nu mai există soluții în interiorul politicii din România. Ori soluțiile există și de aceea am format Alianța Dreapta Unită împreună cu Partidul Mișcarea Populară, cu Forța Dreptei, noi cei de la USR, și este o mână întinsă și către societatea civilă și către oamenii de afaceri și către intelectuali, pentru că România și cea de aici și cea de dincolo de granițe întotdeauna a știut să se mobilizeze în anii electorali și să spună nu pesedismului, nu întoarcerii la o Românie feudală dominată de baroni, nu extremismului care sădește doar ură și n-are nicio soluție. Vrem să îi asigurăm pe români că avem capacitatea de a gestiona atât provocările interne cât și cele externe. De aceea cred că este esențial să înțelegem și dimensiunea pe care o avem în relația cu cei 5 milioane de cetățeni români care au plecat peste hotare, și noi vom veni cu propuneri concrete prin care să îi putem reconecta din nou la țară. România nu este condamnată la mediocritate, România nu este condamnată la subdezvoltare, România nu este condamnată să rămână în sufocată de tentaculele caracatiței PSD-sto-peneliste. România are alternativă. Singurul lucru care trebuie făcut este acela ca românii să deschidă ochii și să vadă că se poate altfel, se poate mai bine, se poate mai corect, se poate mai cinstit. Da, se poate, se poate și altfel, și de aceea sunt astăzi aici alături de președinții Eugen Tomac și Ludovic Orban pentru a vă transmite acest mesaj că alternativa există, iar la finalul anului 2024 vom oferi un nou guvern României care să se ocupe de viitor și să întoarcem foaia acestui trist regim Iohannis.